그동안에 신속 그토록 따서 그토 어제 배우고 미안했어 신속 실이 있었어 아 스파라 이렇게 있어서 이게 내 그토록 스파라 스파라 Așa, cine stă la acție? Adică, Ierle, ne-am vrea mai putin de la altă chiar. De la altă, dar e de lui suportiv, dar nu e așa, e un spans, să vă lasă în americare, e să-l vihnit, o să-l găsăriți, și Ierle, de viață, pe suportiv, așa. Cine vreau să-l vihnit? Așa, mă, două zi, până nu ce nu stai să-l faci bani. Nu știu, eu personal îți foarte mulțumit pe ziua de ieri, sunt chiar foarte mulțumit. Tăi, două săptămâni au fost așa, cam bătăi de cap, cam trebuie, parcă ieșa, trebuie, parcă scotea, parcă nu știu și ești, parcă nu dai de cap. Da, ieri, așa, până la ultimul strop. Așa, așa, da, pe drumul băi vă fiți pe drumul, pe drumul, cine îi urmărește pe drumul, cine îi urmărește pe drumul. Am urmărit, dar am făcut o proiecție. Da, este o... Eu înțeleg că în primul și primul rând petrolul e așa un instrument volatil factare și este nevoie cumva și pe buța asta așa, de ce mai mare, da, pe nebă ca să putem la antare. Și cumva pe buța, dacă e bun, e scoate. E de 100 de petrol, de brătă, frumos. Ok, dacă să trecem la tema de astăzi. Piața Cripto. Piața Cripto. Ce reprezintă Piața Cripto? Ce ia nouă? De când a apărut, voi mă întâi o mică istorie. Azi de căderii ia. Așa, Piața Cripto. Ce prezint Piața Cripto? Eu înțeleg că cineva poate n-a făcut bani ieri, dar... Da, locul este să vă și spune cum mai e în digital. Monede de șare, corect. Cine, spune așa, valuta principală? Bitcoin? Bitcoin. Da. Bitcoin este considerat criptomoneda cea mai principală, datorită după ea, merg să spun, cum îi mai spun, unde tata. Apariția lui e? 2014. 2009. 2009 apariția lui Bitcoin. Cum s-a fondat ea? Sau care a fost copiii ea? Criptomoneda ca și... Așa că se pare că investiți cripto sau care a fost cu cripto, nu s-a aportat așa cu cripto, domnule. Ce îmi doar? Monedele comemorative, le-ați văzut cum mai sunt elaborate Banca Națională? Da. Iată, el a fost format sau fondat moneda asta ca o monedă comemorativă. La început. Ei nu au nici un scop ca să ajungă unde au ajuns ea, la un moment în față. Dar ei la început au fost scopul lor, ia forma monede, ca monede comemorative și unul la mână, doi la mână, au fost ca să, din 2009, au început deja cumva să debaraseze de viatitate și toți doreau deja să vrem la hectar cu cardul. Adică să fie cardul și să fie cu bani fictivi. Cum să mai este și numit de americani sau în genere, între rândul persoanelor cu care se ocupă cu valută, este așa o formă ca de a chita cu cafea cu Bitcoin. Iată principiul ăsta a pornit de ei la început. Deja când am început să prindă aripi, să spunem așa, sau Bitcoin-ul, când am văzut deja, cumpărau pe din el. Cumpărau pe din el. Cumpărau cineva a cumpărat cu scopul de a crește valoare, să o vedă pe stăpilor americani. Cumpărau e așa, ce ciudă a apărut și deja să apară și fonduri, adică bursele cu tot valutare. Cineva cumpăra valuta, așteptăm că să crească ca valuta. Iar dacă spunem ca comparație, ca să fieți între criptovaluta și
ideal. Cunoaște cine este ideal. Da. Bună ziua. Data e doamne ajută nimic. Este blocat. Să mă rog, cum să-mi faci? Da. Pasă-ți face. Din servicii IT, fiind corporațiile mari. Dar nu de a fi tranzacționat la bursă. Treptat deja am început să achite la bursă, în New York, deja să procure acțiunile. Și atunci am început în picioare ce a fost cotată la bursă și deja am devenit ca un domeniu de investiții. Fix aceeași situație este și prin tot valuta. Eu cum am spus, dar ce nu scopul ei a fost ca de a fi o monedă comemorativă și pe lângă faptul ăsta de a achita nu cash. Că deja americanii e un grup de respect de cash, nu e bani, da, mădăriți acolo. Eu nu știu cum, nu știu cine, dacă a fost cineva în America, dar a fost în Statele Unite ca să studiat. A fost în anii 2011-2012. Și la ei e cam bani foarte. Ce ne repare să ne ducem la tabără? Ieși, ieși, ieși. Dar noi, cumva, mai ținem pe portmoniu, mai avem grijă de ei. Dar atunci și ce ne repare? Da, este despre. Sau, este ca așa atunci. Cumva, prin principiu, este deja o las ca ei. Un prim pas la ei. Nu-mi zădat, v-am spus că atunci s-o gătea pe o cafea, și deja a apărut 2009 Bitcoin, a început să fie prin reactări. Bitcoin, bani fictivi, așa cum bani fictivi. Primul produs a fost o pizza. În America. De asta nu pot să spun, dar nu super. Ce tare, ce? Asta chiar a fost confirmat. Bitcoin. Da. Poftim? O pizza cu 10 bitcoin. Da, o pizza cu 10 bitcoin. Când apropo, cât costa la Paris-a? 30 cents, mă dau un bitcoin. 2011 a ajuns la valoare de la început 2011, până la martie, ca să nu mă... Nu, iunie. Iunie a ajuns de la valoare de $2 până la valoare de $20. Într-o perioadă foarte scurt de timp, după aia, în iunie, s-a devalorizat 99%. Iată acum să vorbim cu careva, spunem așa, căzături istorice cu coin. Ca noi, între tot, tema doveste piața cripto, așteptăm intenți de ei. Cumva o să mergem cam... E nu e prima cădere, dar la momentul față a fost atât de multe cădere. Prima cădere a fost în 2011, când de la valoare de $20 s-a devalorizat 99%. Cam care a fost motivul căderii, dar estimezi că fondul sau bursa, ca să nu uit, Mount Gox, când nu a fost direct, dar cumva indirect a participat, doar eu am uitat informația că în perioada de timp au fost piratați în jur de 25.000. Și de s-au dispărut din conturi la clienți. Deci, în jurul acestui cont, îți costă 25.000 de bitcoin. Poate valoarea lui atunci nu era, era o criptovalută tânără, dar valoarea lui, la un moment dat, se estima în jur de 50 de milioane. Evident, acum 50 milioane de criptovalută pentru bitcoin e foarte mult. Poate că ultima perioadă s-a revoluționat cu un 32 de milioane. Atunci ați vorbim și de ce, care a fost motivul de ce a spus așa tare bitcoin. Și atunci știu că este 25.000 de bitcoin când s-au fost piratați sau s-au strași, furați, să spunem așa, cum vezi și spunem la doar, mă doresc, s-au furat. 25.000 de mii, a fost valoarea lor în jur de $400.000 la perioada de atunci. Următoarea cădere a fost în anul 2013. 2013, cumva, tot nu... toate ăștia boza dat a fost Mount Gox, cumva iarăși și indirect au participat, dar cărui fapt a fost iarăși pe derulitatea lui Bitcoin, din simplu motiv că a început să crească
палатки. Ну, кость была 250 долар, там, да, 250 на 50, по примеру, так. Datorită faptului că, deja, era un volum foarte mare, deja schimbul dat de criptovalută crescut. Și cursa dat nu reușea să procesează. Cumva, hackerii au găsit moment potrivit și lacuna. Un pic de a putea pirata, de a putea structura criptovalută. Și în cauza asta, ei au fost nevoiți ca să vândă criptovaluta toată, pentru a putea salva și cel puțin să ne dă faliment. Cum la momentul dat, care e hedge fund la faliment? Da, după el am început să crească, în sensul motiv, primul și primul rând,
dacă cine cunoaște piața cripto, ca primul cel mai bun, dar nu așa să vorbim, pe asta, publice, când a fost manipulat, de simplu mă tip de Elon Musk, păi știu ce a spus că ăla procurând piesa cu Bitcoin. Și Bitcoin că și-o luat la piesă, nu așa nu te-ai. Să zice acolo. A ajuns la nivelul 60. Când a ajuns la nivelul 60, cumva Elon Musk a ieșit pe Twitter și a spus genul că este prea dăunător producția la Bitcoin și poluează foarte mult energie. Cheltuie foarte mult energie și asta nu s-a putut să dezvăluie. Nu suntem ei, corect. Nu suntem ei, că din cauza asta Bitcoin-ul a căzut la 29.800. La 29.800, după aceea toți credeau că gata, este Bitcoin-ul îți pare, las pe fi Bitcoin-ul și a fost careva tendința acolo când cumva deja mai mulți investitori aveau încredere în Bitcoin, s-au început să investească. Amazon, Amazon, pe scăderea dată, Amazon a început să investească în criptovalută. Adică cum să investească, dar pe simplu motiv, el a spus că noi să procurăm produsele Amazon cu criptomonede. Și după aceea, de fapt, a început să plece din începutul mai anul 2021, când la sfârșitul lui octombrie, începutul noiembrie, când a ajuns nu e de 69.970. Și după aia, dacă de anul trecut, din noiembrie... Și de 25 martie 2022, pe care sunt începută... Pe care am început de anul trecut de noiembrie. Da, dar acum așa va e înțeleg, da, 25 martie. Aici nu mai dezvăluie. O să fie istorie deja, e de viață, da. Știi de obicei că depinde de ce dată foarte mult se părează în minte când ori știi, ori piesă. Eu azi țâmpit în 2017 rugă răsoască de piață avea să țâmpit. Rugă răsoască a fost eveniment istoric, la data lui Iulie, unde vrea la mișa ta de coi deputat de rugă răsoască. Dar asta e. Toți trebuie să treci prin ceva ca să țâmpit, să avea costul. De acord, de acord. Așa, și după aia a început criptovaluta din noiembrie 2021, a început crederea lui. Primul factor, care a fost care a influențat asupra criptovaluta? Proteste în Kazahstan. Unul la mână, doi la mână. El a început să interzic criptovaluta. Da, chitare criptovaluta. Chitare criptovaluta, ei vor interzic criptovaluta în China, din simplu motiv. Mineritul din China deja a început să fie închis pe parteri. Lucrul ăsta negativ asupra criptovalutei în jos. După aia, deja a început produsele energetice să cumpească. Pentru minerit este nevoie de foarte multe energie. Deja sunt foarte multe, să spunem așa, fermi sau care au fondat fermi încate, tot deja nu este așa de... Acum,
Cam aceasta este un mic istoric despre craft-ul la Bitcoin, Bitcoin, evoluția la Bitcoin. Acum hai să vorbim în primul și în primul rând. De ce scade în general piața? Așa, sunt mai multe puncte în care noi trebuie să tragem atenție, ca pe viitor, la așteptări, la ce ne așteptăm noi, la de ce scade piața cripto. Cum vezi? Sima? Cum îți faci influență? Prin una, da. În genere, adică nu știu cât de corect sau să se exprime mai corect, Consiliul Europei a hotărât legalizarea criptomonedei. Cu toate că ăștia cu criptomonede au cerut ca să nu fie mult verificat, adică ca să nu, într-un fel, suficient când a spus deținătorii de cripto. Reglementările astea să nu fie foarte stricte și impozitate. Da. Ei nu au acceptat și ăștia Europei totuși au mărți împotriva. Una la mână, cum am spus dumneavoastră, este manipulări, doi la mână, probabilia, este reglementare. Reglementare, adică fiecare țară, cumva, chile, chiar în om și America. Toți. Timp, cumva, de ce fac la viața cripto. Timp, cumva, de ce? Până la sfârșitul 2023, deja o să fie... Da, este. Acum merge elaborarea un plan. Plan, da. Merge elaborarea unui plan, cum ar putea ei să reglementeze piața cripto, cum putea să controleze. Ei au nevoie de ce? Ce are în vedere reglementare? De a controla. De a putea controla toate transferurile care au pe cripto, de a putea controla toate veniturile care, spre exemplu, ca persoane fizică, ca persoane care au profitul. De ce? Pentru că acolo se fixează profitul destul de mare. Să aibă impozite. Dar, datorită lui Decker, spre exemplu, cel mai mare transfer care au pe criptovalută, e acolo merge vorba de miliard, stai 400 ceva de dolari. Dacă merge vorba pe bancă, ce lucruri? Câți bani merge vorba? Foarte. Și pentru faptul ăsta, ei la momentul de față, cum mă? Adică pe bani cunoaște, cum pornim de la punctul A, la punctul B, cine îl primesc, cine e copil care merge, beneficiar, tot așa mai departe. Dar, la criptovalută, din urmă, transfer, să pornim de aici până aici, dar cine? Ce s-o ocupe sănătate? Și cumva, prin faptul ăsta, prin reglementare, noi vorbim și faptul, cumva aici o să fie și cățarea de lor este. În genere, în perioada războiului acum în Ucraina, foarte mult s-a finanțat prin conflict. Adică mult armament a fost procurat prin... Eu doar am auzit că Ucraina spunea că la punctul de schimb al plăcut în anume Republica Moldova, a Ucraina chestia propriu la punctul de schimb criptovalută. Da, este. Ei au reglementat criptovalută. Este și... Este așa. Este. Eu automat la schimb al plăcut, nici și faci transfer. Telefon, pentru că poți să ieși. Perioada când am început război, nu vorbim de alții, dar băiați care colaborează în Bretan 13, de primul e ușor cash să se opereze persoane care au cel puțin protecție. Au fost așa situații că o mică persoană au zis, nu mult, au vrut să facă mic dolar pe pachet. Și au așteptat 3 zile ca să se opereze la sfer, da. De ce? Ei nu reușau, nu reușau să mențină cash care le aveau. Sunt neucrainini de acolo, cu cripto. Și ei ce-s protecție așa. Așa o perioadă a fost. Acum e gata. Că știu că atunci atunci eu genul au avut o discuție cu ei, că voi de atât colaborați cu ei, vă frumos puneți pe planul, pe trăiești de noștri, voi dacă să vă spunem. Și atunci aș fi propus să... Așa, un alt... Cum așa, o cauză. O altă cauză care ar putea influența, iar și așteptări, știm de viitor. Că evident, persoanele care se ocupă cripto, în foarte diferite legi, când vor fi aprobați, de către FED, aprobă la noi știe să dezapază foarte, hai să vedem cum se influențează. Cum credeți că în apar, sau, nu, și-am învățat, de la ce piață merge paralel cu piața cripto? Să fie. 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 Să fie
ce? Când vin să o fac de mână cu ce mai scade, cumva rezitori mari și încep a scoate investițiile din piața de capital. Și ce vreau să se asigura investițiile. Trebuie să fie ce sute cea mai mulți care din cauza la care companii sau care acțiuni. Companiile mari tehnologice, nu este Facebook, Intel, Microsoft, deci din cauza la este, ei își trebuie să fie și foarte tare să la locul spate. Iar, din cauza la ce? Am să merge până la să vorbim recesiune. Fedul mărește foarte rapid rapid de referință. Foarte după publicarea de astăzi a raportului financiar care a fost publicat, pe lângă faptul ăsta va fi un discurs fiasc în zilele următoare, ca să iei decizii referitor că putea să mărească următoarea rapid de referință. Pentru a putea lua în tăuși următoare cu inflație. V-ați poate ca periat. Eu iar și părerea mea, dar greșeala lor a fost că o lăsat până în ultima sută de metri. Multiplicarea rapidă trebuie să fie tenant de către noi. Trebuie să încearcă la lucrat pe inflație. Dar eu încep că am încercat prima rată de referință, data 16 martie. 0,325. Așa. Un alt caz, cum vezi? Marco Scurtu. Majoritatea sunt foarte că în mod caz, a fost în 2013, în Bitcoin, când a fost vederea lui, în 2013, când, datorită la care tipul de cripto sau hacker, spunem așa, tot timpul caută la cumpăr, la cripto, la cursuri de criptovaluta. De ce? Pentru că în cursuri de criptovalutare sunt foarte, sunt un grup format de resurse. Fie sub formă de monede, care sunt un format de resurse, fie sub formă de investiții, ce vedem? Hackerii, ei tot timp ca să spargă, să caută la cună, să pune bani. Evident, criptovalutele astea sau bursele criptovalute, ei scau bani. Pentru cum este Banca Europeană, care deține un volum foarte mare de lichidități. Cumva, lichidități, dar la banca sau securitatea, mai bine spus, la băncile date, undeva mai sunt și lacune. Dar la criptovalute, nimeni nu știe de cine deține. Nimeni nu știe pe a cui formă. Da? La bani poți spui și eu nu știu că se ești rog unui sorus, de la și din care la și numai la bancnotă și gata. Da, numai serie la bancnotă și gata de nu știe. Da, că așa undeva este, nu știu, bani trebuie să fura. Tot ce am mai simplu. Câți ani nu poți cu Android Bar? Cum am fost de ce, dar nu cu Android Bar? Până în ziua de astăzi nu-i soluționat problema, da? Nu-i uite și ea altceva. Deci vorbă de altceva, dar lucrul cu fost, iată, până la urmă este greu de găsit. Am înseamnă o patrăină, am înseamnă și acolo și tot așa a fost. Dar la criptovalută, cum am mai spus, eu am văzut numai tu. Eu cum fac cu de. Dar cine fac cu ăsta? Unii, cum au ajuns acolo de acolo, gen, poți fi transferat, furat bani dintr-un, așa, din contul la o criptovalută, asta, o bursă de criptovalută. Poate jos, de exemplu, o zonă offshore, transport, tot așa. Și acolo deja i-au s-au plecat mai multe conturi. Și ca un lucru. Până se găsește și este trebuie să combată în lucrul ăsta atacul și cuturi ce este la care la, la burse de criptovalutare sunt foarte des. Tot timp hackerii au scăpat au scăpat lacuna sau punctul slab, unde i-a zbat să atac și au chiar clar? Așa, mai departe, care sunt? Văd că ați mult desul pe care ați făcut. Dar să vă situația, că îți formează o figură. Ca de ce? Formează o figură, îți formează puțin în jos, după aceea se face înapoi. Și unii mai se ați făcut, după aceea mai activ de ați făcut, după aceea iar ne jos. Nu se mișcă și care este. Ce? Dacă figură, le spunem, văd de la nasă. Da, da, și mai mult țipă străbătut, și așa face. Și așa e ca așa.
suntem? Da, nu, testare trebuie să meargă cel puțin la 70% de figură de legă. Nu, nu, a fost confirmarea de deschidere, deschidem tranzacția și automat că nu doar și înapoi emisie. Deci, această situație a fost pe acum la trend. Atunci, a fost trend descendent la euro, s-a pornit luni, țărând jos, s-a pornit înapoi și după aceea plecat în jos. Gata. Ești cu ea de balenă, vreau să vă spun și ceva. Balenă? Da. Ok? Mișcări de balenie. Ce să aibă un idee mișcări de balenie? De ce piața de valutară cumva nu este întâlnită? Adică este, dar discută durată. Așa nu pot să ieși în direcția care se întâlnită. Sunt de agenții care în caz tu faci, iar să mergi ca un genul manipulare, în caz faci mișcarea asta numai ca să fie folosită, bună ziua, haideți cu noi să vedem. Cum a fost în 2018, știu că eu am încercat să facă manipulare cu un volum foarte mare, practic un volum foarte mare de piață, care folosul este fie. Și după aia nu a fost închisă. Acum fix așa e spate se întâmplă cu Bitcoin, cu criptovaluta, cu Bitcoin. Asta a fost în anul 2019. Când, pur și simplu, balenele mari s-au făcut niște transfer IP conturi, nu au făcut nimic grav, dar au făcut un transfer din conturi la careva persoane, din conturi la Bursa Gemini. Asta a fost în jur de 19.000 Bitcoin. Atunci, în momentul acela, am avut loc de învățare la Bitcoin 10%. Doar a fost transferat din careva conturi, din conturi la Bursa Voltară Gemini. Și-o influențat din coinul direct, 10% de valorizat. La momentul de față există, ca la Dogecoin, știți Dogecoin, 25% din valoarea subiectării resurselor la Dogecoin deține o singură persoană. O singură persoană. Nimeni nu cunoaște cine este, nimeni nu cunoaște, este anonimat. Adică persoana asta, dacă are dorința de a manipula piața, e ușor posibil. El este ca un palien, în direcție care nu-i cuvine. Adică cumva, imaginați-vă această situație. Dar eu tot lucrez pe acum, atunci cu acolo. Da, din cauza la nimeni. Da, din cauza la nimeni. Acum e foarte costisitor. Și plus și Elon Musk o să fie cercetat. Deja a fost dată în sumă, da, de casă, 251 milioane cererile la linia. Din cauza că el, atunci... Când discursă, da, o umflat prețul. Umflat prețul, da. El este manipulat și mie nu-mi place ca criptovalută. Noi iubesc din cauza manipulării. El a fost ușor manipulat. Și mai este domnul Elon Musk și a scris un ceva Twitter, că asta este rețeaua unde la momentul de față e scris. Twitter, dacă nu o scris ceva că Bitcoin-ul e bun și Bitcoin-ul sus. Bitcoin-ul rău sau că el deja influențează negativ asupra atmosferii. Și criptovaluta în jos, e foarte acolo, foarte bun. Eu zic că tot se zice ceva de nimic. Sau este la voia la voia de față, Dogecoin-ul sus. Nu mai spui, el astăzi investește foarte mult în Dogecoin. Păi Dogecoin o să ajungă la nivel... Să nu e dovedit, posibil, da, e dovedit, dar posibil să fie aia. Și cumva, adică, balenii, și s-ar fi de mișcări de balenii, mă, adică e persoană care dețină un volum foarte mare de vorbă, adică din suma, da, de Dogecoin, eu sunt și mai crează casa, pentru așa, pot, cum dorești. La piața valutară, dacă se vorbim așa, când merge vorba de mișcări de 5-7 milioane zilice, chiar să luăm cine pierde sau cine bogați oameni din lume, să luăm cine bogați oameni din lume, cum ar fi Bezos, Elon Musk, Warren Buffett, așa. Ei, nu strâng 30% suma lor la să vă spun, la toată mirea lor, 930% de timp în piață, ca să poată mă pula. Piața valutară. De exemplu, instrument valutar. Poate e ușa, să rămân la rost la
valoare minimală de ultimii 20 de ani. Cred că în următoare perioadă ne așteptăm la careva măsuri de șezi pe Banca Europeană, de pe tot, la multă cu inflația, dar am putea de că ne ține euro după 21 foarte mare. Vedem. E și așa planificat pe luna iulie de a modifica rata de referință. E Banca Europeană de foarte mult timp a modificat rata de referință și ar putea acum să ia careva măsuri. În caz contrar, ceea ce a spus și cu Fedul transmis adecvat până în ultima sută de metri. Când deja văd că e situația poate mai ales, dar nu o pară. Așa, mișcările Balenu, încă un... Cum înțelegeți cu Cocao? Care zi? Rentabilitate. Așa zi, ceea ce vorbim de acum tineric. Cercările noastre, și nu cercările. Dacă rentabilitatea să fie redusă, acum pe Bitcoin-ul a să crească în valoare, ca pe sau nu? Cine că, iar și Bitcoin-ul ca să crească în pensie, este nevoie cineva să-l producă. Dar este un algoritm. Este nevoie de o firmă, este un set, ok? Și dacă e vizibil, iar, o firmă n-a să aibă rentabilitate, ea să ne crească? Sau, iarăși, investitorii mari, să investească în într-un, spunem așa, într-un produs care nu a stat încă bine. Dar toate nu putem spune și egal. De exemplu, voi vă vorbesc cu frați, haideți să spunem așa, Tesla. Tesla, înțeles că a fost depășită deja de către o companie din China, care te produce mașini electrice, ca valoare, cum te tot și Tesla. Și ca nu mai. Compania dată, Warren Buffett, a investit în 2019 3 miliarde, de pus la un an de zile, s-a opunat în investiția care a făcut și pus în 15 ani. Nu în zadar și Warren Buffett a spus ceva de cu urmă, că piața cripto e așa, că o joacă. Iarăși, nu am nimic împotriva la piața cripto. Eu spus, eu mă iubesc. Eu urmăresc. De dezinteresat, vedeți fiecare își cumpără ei de acolo, vedeți cum se bișcă. Dar mie, în simplu motiv, îmi faci și viața că prima în toată. Foarte ușor. Așa, mai departe, cum vreți, hai mă să. Ce? Ricau, care nu se spune că se spune. Nu plecis, domnule, plecis, plecis. Mass-media. Poate influența... Da, sigur. Când vorbim de mass-media, evident, nu vorbim de mass-media, jurnalul de publica sau ce. Vorbim de mass-media la nivel internațional. Unul dintre cele mai renumite care companii în mass-media ar fi New York Times, ar fi NBC, și mai sunt vreo două care ele ar putea, și din punct de vedere economic, acolo este un jurnal economic, cam dacă mi-e spune el, iată el este ar putea influența asupra vieții pe piața cripto. Piața cripto e un pic mai mare. Asta e o putere mare. Și am un simplu lucru, om, hai că nu vorbim de piața cripto, vorbim de situația de la țara vece. Cum poți să-i manipulezi economica? Sau la noi, domn, cel mai simplu. În anul 2014, mass media cu poate influența. Ia să spui că criptovaluta, asta e criptovaluta. Ce-a mai spus putere? Euro, ca să ajungă la preț de 50 lei. Am spus în 2014, când am spus în 2014, început în 2015. Când am spus că euro de la preț de 17, m-a rus la 28. La 28, vedere la 22. Dar pentru lucrul ăsta a fost mai important. Mass media a spus, mă uitați bonul ca să fie euro 50. Lumea mai nu scădeu la schimbă de valutare ca scădeu de euro atunci. Și m-a ajuns la 28. La 20, la 22. Să mai mult. Care cu tala cu 28, dar erau în față. De ce? Nu. Este persoane care își fie cumpărat un tip de 80 de lei. Și ceva. Imaginați? Mai bine. Nu de mare. Spune de
formare. Asta mă smire, poate mă la piață, cum, poate nu în piață, poate mă Nicola pe clanță, așa cum trebuie. Iată, voi și-am mai simplu loc. Ce se întâmplă în Ucraina, Rusia, dacă cine mai privește Telegram, tot așa, a Rusia e inginerii mișcării, cum spun naziști. Nu știu dacă Ucraina nu știu doar de vora. E că vedeți, și mă smire de așa de bine lucrează, că referitor la faptul că este așa, e clar? Cam acestea sunt și, haideți să vorbim, să facem așa mai bine spus, o să începem ca facem o analiză referitor la piețele cripto. Că ce piețe sau ce criptovalute se transacționează pe platforma asta? Ethereum. Maximul fost că l-a spus în anul 2018, iunie 2018, m-am făcut 99%. La momentul de față, dacă ați tras atenția, în fiecare parte, am să treci și începem cu Bitcoin. Dacă observați, la momentul de față, am ajuns la un nivel istoric. Anul 2017, deci în 2017, am ajuns la nivel de 20.000. La nivelul de 20.000, el avea la momentul de față 20.000 de dolari. El, dacă se observați, cumva, nu uităm ăsta, uităm trecut, el pe platforme care lucrează non-stop, erau 800.000. A fost așa momentul când a fost și pe asta, Payaro, bursa respectivă valutară, Payaro. Da, atunci când au dat falimente, că atunci piața criptovalutară a crezut că Bitcoin a ajuns pe 18.000. 26.000. Poftim? 26.000. 7.300. Am avut platforme cu secundă și dar dacă au spus 7.300, aia a fost pământit. Cum am mai spus, de ce a dat faliment bursa dată, în cortezii de pământit, că ea nu te-a bazat pe luna, iarăși, de ce a dat faliment cine cunoaște? Pentru la gaz, la energie, a crescut foarte mult, că am înțeles că în Europa
astăzi vinde gazul cu $2,000 metru cub, dacă o să vinde, și energia electrică a ajuns la 400 de euro. Lucrul ăsta influențează iarăși negativ asupra minerii. Este mai costisitor, este costul mai scump și automat de rentabilitate pentru persoane sau pentru termenitate nu mai este așa cum a fost cândva. Lucrul ăsta iarăși a influențez și numărul de criptovalută o să se facă. Eu, iarăși, doar e părerea mea, cred că în final, numărul total de criptovalute care sunt, sau cum este, sunt nevenite, păche, păche, eu sunt fără păche. El își da, dar până într-o final, din cauza la etapa situație, da, cu priză, de un faptul este foarte multe pierdere, petrolul, cum urmând petrolul, dacă suntem ieri ce a căzut așa de mult. Petrolul a căzut din cauza că majoritatea economiei normale, stendere și sigurinii negativă. Majoritatea economiilor mari la momentul față se întâmplă de recesiune economică. Faptul care, nu știu, suntem ca Rusia să închidă în general robinetul totul și nu sunt pregătiți pentru așa mai mult în față. Și poate că cumva Uniunea Europeană susține faptul că noi, chiar dacă suntem în cazul, chiar dacă închidă robinetul Rusia, nu suntem pregătiți, adică să facem față pe perioada ca nu suntem de acord cu ei. La momentul față în care ei nu vor să recunoască și să panicheze poporul. Da. Pentru că dacă se panichează poporul, se înceapă haos și se înceapă terenul. Da, așa. Dacă vorbim în piața asta, criptovaluta, hai să vorbim așa în istoria ei, de cum s-a pornit în general căderea, iată să observăm, dacă uite, punctul maxim care a fost 69.900, punctul maxim. Dacă stați atenție pentru faptul ăsta pe perioada de weekly, observăm că este format cipul. Capul, da. Capul, la faptul ăsta care a fost scăderea. Deci e posibil. La momentul față, l-au adus la nivelul istoric. Dacă observați în 2017, deci, 2017, nivelul de 20, la momentul față, noi ne-am plămiat în nivelul de 20. Iarăși, dar când stați în grață, spuneți că a ajuns la 17.300. 17.300, posibil că a fost doar pe weekend, a fost ca o strângere falsă și cel puțin la momentul față, fie va urma o corecție să facă sau dacă va avea loc să bate acest nivel 20.000, următorul nivel care o să știm care este. 14.000. Următorul nivel la care ne așteptăm este nivelul de 14.000. Toate că dacă se observă și indicator. Toate că indicatorul nu era dus pe cumpărare. Din punctul meu de vedere, iar doar părerea mea, că trebuie să facă o colecție până la nivelul 25.000, dar la nivelul 25.000 undeva este regiunea ta. Duș Bank o analizat și a spus că adică el o să ridice până la nivelul de 27. De 27? Da. Eu cred că să... Ia, vedem. Eu cred că el a stat o corecție la nivelul 25.000, după aia să facă că trebuie să da, până la nivelul 27, după care el o să... Să spuneam că el, următorul nivel, a spus de 14.000. Cum am spus, criza, o recesiune economică, atât cu majoritatea țării la momentul față, așteaptă, influențează să influențez negativ nu numai asupra criptovalutei, nu numai asupra criptovalutei, dar și abia asupra piețelor de capital. Păi spre și în sub, nu știu ca persoane care se transacționează pe SP să fie 500 sau ca 40. Ele merg cumva, merg paralel. Și iată și din cauza fricii sau volatilității care este aceste instrumente, investitorii mari cumva au venit să favorizeze să propui sau să investească în obligațiuni guvernamentale. Ei cumva le consideră mult mai sigure față de piață de capital, piață de piață de criptă. Da? Așa, deci în următor noi așteptăm ca piața criptovaluta să facă o scădere până la nivelul, adică să facă la moment față o colecție până la nivelul de 25.000 și după aia așteptăm ca să piață scădere la nivelul de 14.000.
Dar iarăși, depinde tot de decizia care va fi luată astăzi, adică de multe decizii, dar de rapoartele financiare publicate de pichetele FIED. De un faptul ăsta, cum am mai spus, FIED-ul, după rapoartele de astăzi, o să vadă și o să iei deciziile referitorul la rapoartele de referință. După cum au spus ei, ea, posibil ca să fie cea mai mare majorare de rapoartele de referință de mult din 30 de ani. Evident, dacă să fie o majorare foarte mare, practic la un moment față, un moment cu 0,25, după aia un moment cu 0,5, posibil să fie acum chiar 1 sau și mai mult cu concentrare. Lucrul ăsta care a dat de înțeles faptul că, într-adevăr, banca sau FED-ul ia măsuri foarte drastice pentru că ei de la un foarte mutat cu inflația ta. De un faptul ăsta, dacă ați merge și chiar și Banca Europeană, deja e din prima dată de jumătate de ani, după adică că eu sunt nici rată de referință, care în Europa nu a fost codificarea rată de referință pe un timp foarte îndelungat. Cea mai simplu caz putem să vedem Elveția. Nimeni nu s-a așteptat că acum să fie modificată rată de referință. Ea a fost 0,0375, se planifica cu 0,0375 și automat m-a fost notat, este modificat cu 0,35. Puncte procentuale, minus 0,325. Acolo a fost scădere bruscă, plus de CKJ, până plus de CKJ, de curs la un minut, a fost o mișcare de 120 de puncte. Fiind de punct, mai a fost scădere de 30 ceva de puncte, plus de CKJ. 300 de puncte, dacă vă găsesc. Iată, în notate, de aici, aici, a fost mișcare de 344 de puncte. Mai a dat în o concurență și mă se ajută la nivelul date de ce este nivelul psihologic, dacă s-o ținut în perioada de leile. Cumva au fost tentația de a străba de ce nivel, dar nu au putere. Ea sunt careva măsuri întrebând schichet, pentru că faptul ăsta au fost careva rapoarte mici, referitor la vânzarea pământului care a spus la faptul și în faptul ăsta a fost discursul Jean Paul care săptămâna trecută a fost partiția cumva în luptă și a să fac tot posibil ca în lanț în întâlnire. Psihologic piața, dacă o observați, piața din punct de vedere tehnic, noi înțelegem foarte bine, dar e foarte mult pe viața de psihologie, cum e despre ele. De exemplu, mai ales în momentul discursului, dar după cum spus, piața este influențată mai mult din punct de vedere psihologic. Independență de ce înțelege traderii, de independență, de exemplu, dacă ați observat de ce ultima perioadă când se modifică rata de referință la IUR de CKJ, noi cunoaștem foarte bine că în momentul când se modifică rata de referință, el chiar din scurt trebuie să crească. De ce nu crește? Să fie la ce faci el. Una crește, crește cu 30-40 de puncte, automat faci o umbră și la 9.30 îți plași piața înapoi și gândi după ce e. Fixă și e situația, dar la momentul ăla noi vorbim de mai înainte, vorbim de ieri, dimineață, când a fost dată de referință la australian, dolar australian, când acolo a fost modificată rata de referință de la 0.85 la 1.35. Eu am fost modificat cu 0.35 punctul încetoare, deci nu crezi. Cine spune? Ok. Traderii tot nu. Da, sigur. Da. Ia trebuie că asta este formarea dată, este mișcarea la la noutate. Eu am făcut mușcare mici de tot. Din cauza, dacă observați, rata de referință la momentul spate a fost clar, mișcare, destul de puternic, fie că a fost mușcată rata de referință la LVCA, care a avut efect. Din simplu motiv a fost psihologic. Au fost o perioadă destul de îndelungată, unde LVCA nu a mușcat rata de referință. Asta a fost o mușcă că nu a neașteptat de toți trader și de asta e început să crească, adică faci că găsea termenul discurs, se întărească.
Puterea solară deja e să modificată, a fost modificată în aprilie, a fost modificată în mai, în aprilie, în martie, în mai și în următoarea filosofie viitoră apropiată, iar modificarea rată de referință. Cumva ei cunosc că rată de referință este modificată în multe pici. Este convins că se modifică rată de referință fiind, fie este o acordată în mult foarte mare de limitități, adică predică persoanele fizice, la momentul față se află în circulație în mult foarte mare de limitități. De a retrage limitatea data din circulație, condiși rapid de referință, oprești, termen scurt, te spală vin la bar sub formă de depozite și automat se retrage mai multe limitățile date. La momentul față, în mult perioada de referință, nu simt motiv că el nu o să mergi de față. Inflația, din start, denotă faptul că economia nu este bine. Din start, stai de înțeles că asta a fost făcut în numara de valorizare la fix aceea situație se întâmplă cu Cichichi, fix aceea situație se întâmplă cu Fondobar Tocorlean, Japonia că când nu modificat-o, așteptăm din Banca Europeană ce măsură nu se întâmplă. Și nu e din cauza problemelor guvernamentale care au ieșit? La un moment dat, apropo, cu GDP-ul Johnson, în urmă 100 de metri, da, așa. În care nu e bun 100 de metri și GDP-ul viitor apropiat a închiduia să fie careva scăderi foarte mari din cauza situației politice care este în țară. Dar așa, acum ne întoarcem înapoi la Bitcoin. Bitcoin, deci, da? Deci, la momentul față, ne așteptăm la o corecție la nivelul 25, după aia mergem în continuare. Evident, Bitcoin, în fapt, Bitcoin este asta, data, la prima de criptovalutele, evident că careva criptovalute ar putea să meargă spre cădere, după aia să meargă spre cădere. Dar, dat fiind fapt, cum am mai spus, voyager, bursa, criptovalutar, voyager, de pus o cedere, de vector, la, pentru a putea fi aparat de criptele faliment, dacă să, fie, să investească în multe mare pentru a menține prețele la am putea influența negativ asupra foarte la momentul față din el să ține, nivelul 20 este nivelul sistemic, trebătând nivelul dat, el putea pleca cu pătare jos. Cum am mai spus, rapoartul financiar de astăzi seara o să fie un răspuns mult mai fiert pentru noi și o să fie atât piața de capital, cât și piața de valutare. Piața valutară putea să merge pleca în spus, la 300.000 dolari. Așa, mergem pe noi, Ethereum. Iar așa știe și figură. Dacă observați, am să plecăm toate, la moment, la Ethereum, da? Prin toate importații sau toate instrumentele, se formează o format aceleași figură de schimb, ca cum. Vorbim de perioada de weekly. Ce e drept de așa, ajuns, o să văd tot. Dacă observăm la nivelul 1433, un nivel destul de puternic pentru el, istoric, el a fost străbătut nivelul acesta. Dar greu dat a fost 3 săptămâni în urmă, dacă mă greșesc. Da, Bitcoin-ul până la nivelul de 30.000, a ajuns la 20.000. Au fost în greu la 24.000, după aia a ajuns la nivelul de 20.000. Iar e o perioadă destul de demogată. Chiar și Bitcoin-ul, perioada de 2 săptămâni, s-a tranzacționat de nivel de 29.000 și 30.000. Chiar între aceste două nivele s-a tranzacționat aproape 2 săptămâni. După aia au fost căderea, cum am mai spus, căderea de date, s-a datorat faptul că a dat faliment, bursa criptovalutară. Pe lângă faptul ăsta, la momentul în care o influență negativă ar putea avea asupra pieței cripto, dacă se observați foarte mulți platforme, deja au început să interzic retragerea mijloacelor financiare. Este cum este Celsium, Vault, Celsium, Vault și mai sunt careva platforme care deja au început să interzic extragerea mijloacelor financiare. Toate că Celsius o interzis, dar cumva scopul lor final a fost de a putea ca banii care se dea sub formă de credit la persoane care sunt disponibile, de a achita un preț oarecare pentru a putea retrage sumele date. Adică, să spunem așa, de a da țeapă și poate scoate banii. Legalizată? Da, da, un fel de țeapă legalizată, adică ei poate extrage mijloace financiare care țin în pe platforme de date.
Lucrul ăsta, iarăși, e mai mult din punct de vedere psihologic. Bag frică în persoane, știe, în persoane care dețin deja un volum oarecare de lichidități sau de criptomine în platforma dată, ei cumva o să fie nevoitiți sau cumva o să mergi la lucrul ăsta de a achita un proces oarecare, deci nu ar putea să facem acea propria investiție. Eu am avut așa spații, am făcut un înțelegut, o persoană de domnul Leonid, de la Gălți, colucra cu platformă din Rusia, criptovoltare. O investit, că acolo băieții au scos la ultimul greu de plăs, o investit, o făcut profit, și în momentul când persoana a solicitat de a face extragere, da, foarte concare cu persoana dată, nu se întâmplă din timp. Iar până într-o final am înțeles că el până la urmă a spus banii, el cu siguranță s-a adresat la tablete, eu am pus întrevedere, el s-a adresat cu scopul de a putea sau de a obține informația cu transportul și spate de cheșuiesc. El deja am înțeles până într-o final sub cost banii, care suma investită și 20% din profit. Pe atunci, Bitcoin era în jur de 40.000 de dolari. Bitcoin, pe atunci Bitcoin și Sketch. Negativ, adică nu vreau să fie de volățării prețului.
Următoarea, vorbim despre ribălă. Iată ribă, perioada mai îndrugată, unic, adică de deosebire de Ethereum și Bitcoin, la momentul față se formează între unii, s-au format între unii, au fost străbaterea. A ajuns la un nivel istoric, nivelul de 0,3380 și deja, tot și probabil, dacă va avea loc străbaterea acest nivel, mai merge în continuare pe nevolizare și noi așteptăm la următorul nivel de 0,1230, sau ar putea fi aici să ai loc din punct de vedere tehnic, o corecție până la am putea face o corecție la nivelul 0,3688, după aia să mergem în continuare pe valorizarea ritmului. În drum iarăși, mă vine cu nivelul tehnic, perioada de weekly. În perioada de mici, iarăși trebuie de văzut, în perioada de mici aici, în perioada de H4, noi până când s-au dăile, noi la momentul față până când nu avem figuri de schimb pe perioada scurtă de timp, ca el să poată să-mi dă confirmare că într-adevăr va merge în continuare de nevolățare. Dacă vă stai să atenție perioada de H4, la Bitcoin, ce mi se observă aici, cum e de tehnic? Ce figură se observă? Îi spunează figură de camping. Da, unde? Sau de unde? Chiar dacă de unde am înțeles, de unde? Dă-i cu, perioada de H4. În momentul ce nu de înțeles că aici se formează cercul, în pixa și aici poate se formează și prin Bitcoin. Dacă la momentul de fază, după aceea, după aceea, după aceea, după aceea, poftim? Schiți de unii și unii. Mă găsă așa să vedem, după aceea, după aceea, după aceea, după aceea, iată, iarăși intrăm în perioada de incertitudine, fie în perioada de H4, ce îi dă înțeles din cauza situației care este, trebuie de recomandare care se întrebesc de atât partea europeană, pachetul de legi care doresc ca ei să poată controla piața criptovalutară. Eu cred că asta este prima recomandare. La momentul de față? Adică așa este în toate conflicte, toate pachetul, dar totuși, premierul este, totuși mai mult, adică mulți nu vor ca ei să controlat. Ce se face? Evaziune fiscală, sunt multe contrabandă, multe chestii care se fac. Da, într-adevăr, dacă se fie probate în pachetul ăsta de legi mai ales partea europeană, se poate putea controla toate tranzacțiile care se fie în Europa, asta se putea influența direct, dar direct asupra pieței de criptovalută, pentru că interesul cel mai mare la momentul de față de piața de criptovalută. Nimeni nu plătea, cine e, ce faci, câți bani ai. Dar la momentul de față, lipsă de transparență. Deja când o să fie deja tot transparent și o să poată vedea cine e deținătorul, ce sumă are acolo, deja nu s-o caute alte alternative de a investi în instrumente mult mai interesante. În genere, căderea asta, mult mai căderi, chiar a început când a mers prima declarație pe Paftuș, Mica, Micail, cum o numesc, ei au ieșit cu declarația asta că o să vadă pachetul ăsta de reglementare. Iată că pe viitor, persoanele care se ocupă criptovaluta, fiți foarte atent la lucrurile astea. Noi sunt foarte răsculați, foarte sine, care nu au o importanță foarte mare sau un impact foarte mare asupra
modificările, dar lucrurile astea au un impact foarte mare. Deci, piața balcană, care piața balcană merge mai mult cu un ghid foarte bine, noi vom trebui să cunoaștem de ce. Dar, la moment ce este din piața crypto-valutară, ea este influențată anume de categorii de realitate, din punct de vedere, dacă sunt chiar la jafuri, asta a cărora care fac mulți crypto-valutare, este influențat negativ. Voi ca trader sau persoane care ocupați cu crypto-valutare, voi cel puțin știți cum să reacționați în cazul ăsta. Dacă noi în momentul față, dacă sunt vreau să fie un gândește, să așteptăm. În genere, acum, la moment, sunt doar 5 criptomonede mondiale care sunt centralizate, sunt verificate, adică se cunoaște cine e proprietarul, ce tranzacție sunt, doar 5. Serios? Da. Eu cred că viitor apropiat, dacă în 2023 va merge procesul, dar cred că va fi aprobat pachetul ăsta de lege de criptomonede care are libertate. Eu, iar și părerea mea... Și care câteva dintre așa de aia, poate să tranzacționeze, ei cândva... Da, prin cap. Nu, ca scop prima dată, pentru ce a fost fondat sau format de corect, pentru că te zici de cash, pe abia, da... Da. Da. Așa, și deja ce ne-am văzut să trebuie cu corect. Din corect, dacă vorbim pe perioada ca șpat, iar și acela și o să vă zic eu să fie dacă vorbim cu mine, e da, trebuie, trebuie este. Nivelul fază 6, cum se trebuie, știi ce nivel? Perioada de wifi. Reglementarea să fie împotriva pachetul valuci, nu spun așa, mulți o să fie o scadă la tentative de a investi în alte... O să apară altceva. Dacă deja nu o să fie reglementat, sau nu o să fie opus decât de băiești centrale. La momentul față, nu da dar să fie și decât de mai mult decât băiești centrale, trebuie să vă lua întrebări. Da, transmite-te-o completați.